Slăvit să fie Domnul! Amin. Aș vrea să deschid împreună Sfintele Scripturi, Cartea Faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 37 și 38. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. La timpul de rugăciune, frații au citit un pasaj din Luca 5, începând cu versetul 17. Vindecarea slăbănogului. Domnul Iisus Hristos a vindecat mulți bolnavi. Domnul Iisus Hristos a vindecat bolnavi de multe boli, multe feluri de boli. Printre bolile pe care Domnul le-a îndepărtat de la cei bolnavi, una este slăbănogirea. Domnul vindeca mulți slăbănogi, dar în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, ne sunt relatate trei vindecări pe care le-a făcut Domnul pentru cei slăbănogi. Prima, în Matei, capitolul 8, vine un sutaș la Domnul Iisus și îi spune: învățătorule, eu am acasă un rob slăbănog care se chinuiește grozav. Și Domnul îi spune: am să vin ca să-l vindec. Și sutașul spune: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, zi numai un cuvânt, că și eu sunt om sub stăpânire și am sub stăpânirea mea ostaș și zic unuia du-te, altuia vino, și robului meu fă cu tare lucru și-l face. Noi luăm afirmația aceasta ca un semn de adâncă smerenie, o recunoaștere: nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Banca am găsit frați care se rugau, surori: Doamne, nu sunt vrednic să vii la mine acasă. Dar eu am întrebat, da, dacă era o realitate asta și nevrednicia asta era de fapt o piedică ca să vină Domnul la ea. Sutașul avea acasă probabil o mulțime de zei și statui și tot felul de dumnezei. El știa religia iudeilor, monoteiști, un singur Dumnezeu. Și s-au gândit, dacă vine Hristos la mine și vede toți dumnezeii care am eu acasă, nu o să se bucure. Și îi spune: nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Acum eu m-am gândit pentru mine. Dacă Domnul mi-ar spune: Dragoș, vreau să vin la tine acasă. Casa mea e vrednică? Familia mea e vrednică? Adică m-aș duce foarte degajat: Doamne, uite, deschid bucătăria, deschid dormitorul, dacă vrei te iau cu mine și-mi beci să vezi ce am, n-am nimic de ascuns de tine. Sau am lucruri pe care n-aș dori să le vadă Domnul la casa mea. Asta e o piedică. Al doilea bolnav e Marcu 5, al doilea slăbănog sau Luca 5, Marcu 2 sau Luca 5. Când patru înși au adus la Domnul pe un slăbănog. Aici a apărut altă piedică. Dacă în prima dată era nevrednicia gazdei, aici a apărut o altă piedică. Din pricina norodului, din pricina mulțimii, nu putea slăbănogul să ajungă la Hristos. Și Pavel spunea: noi nu dăm în Corinteni nimănui niciun prilej de potihnire. Eu m-am gândit, dar dacă cineva la mine în sat ar vrea să vină la Hristos și nu poate din pricina mea, și spune: decât pocăit ca ăsta, mai bine cum îs eu. Și aș putea eu împiedica accesul la Hristos a unui slăbănog care chiar are nevoie de vindecare, dar nu poate din pricina pocăiților. Și iar e o piedică.
A treia vindecare, Ioan capitolul 5, Betesda. Trece Domnul pe acolo, acolo era un ritual. Era o scăldătoare, o mulțime de bolnavi pe lângă apă, din când în când un înger al Domnului se cobora, tulbura un pic apa, cel din tâi care s-a aruncat era vindecat. Dar acolo Domnul a întâlnit pe cineva care n-avea pe nimeni. Acela din Matei capitolul 8 avea un stăpân cu milă și a venit la Domnul. Cel din Luca 5 avea 4 prieteni și l-a adus la Domnul. Că rolul nostru a pocăiților din Dobric, vis-a-vis de slăbănogii care sunt, ori îl luăm pe Domnul și îl ducem acasă la slăbănog, ori luăm slăbănogul și îl ducem la Domnul, ceva trebuie să facem. Dar aici, în Ioan 5, unul n-avea pe nimeni. Și-a venit un predicator tânăr, itinerare, că a trecut pe acolo și s-a uitat la el și a spus, vrei să te fac sănătos? El nu răspunde, că așa-s bolnavi. Când te duci la câte o bolnavă să te rogi, spui, soră, vrei ca Domnul să te vindece? Ea, în loc să spună, da, ea spune, frate, dacă ai ști câte diagnostic care am, dacă ai ști câte tratamente eu, dar nu asta te-am întrebat eu. Spune, vrei sau nu, cu da sau nu? Și omul ăsta îți spune, Doamne, n-am pe nimeni, dar ce asta te-a întrebat, pe cine ai? Și iar o piedică, că nu era în rânduiala scăldătorii de acolo. Și totuși Domnul a spus, ridică sfatul și du-te acasă. Vorbind de boala asta a slăbănogirii, eu m-am întâlnit pe la evangelizări oameni în scaun cu rotile. Și mă gândeam, în loc să vorbesc eu o oră despre vindecare, mai eficient ar fi evangelizarea să-i spun acelui, scoală-te și umblă. Deci n-ar mai trebui multe pasaje din Scriptură. Dar nu avem puterea care o avea nici Domnul, nici Mântuitorul. Ne declinăm neputința asta. Dar gândindu-mă la boala asta a slăbănogirii, spune Pavel 2 Corinteni 4 cu 16, că noi avem un om de afară și un om din lăuntru. Oamenii de afară la Dobric arătați tare frumoși și păresc chiar sănătoși și eu mă rog că Domnul să vă binecuvinteze. Dar în omul dinăuntru aveți pe cineva slăbănog? Aveți în familie slăbănogi? Nu în omul de afară, în omul dinăuntru. Că s-ar putea afară să ai 100 de chile și înăuntru să nu poți face nimica. În omul duhovnicesc. Știți cum e slăbănogirea asta? Oamenii ăștia sunt foarte inteligenți. Au o rațiune, un coeficient, un IQ foarte ridicat. Ei știu ce trebuie făcut, dar nu pot. Nu-i ajută aparatul locomotor, li se atrofiază mușchii. Ei știu exact ce au de făcut, sunt slăbănogi care lucrează în IT, sunt performeri, adică foarte buni. Dar unii chiar nu se pot folosi din mădularele lor. Eu am spus că sunt printre frați și printre surori oameni care știu cum e pocăința, dar nu pot trăi. Sunt între dumneavoastră aici frați, surori, care știu că în timpul săptămânii ar fi bine să vii joi seara la adunare. Știți asta? Unii nu pot veni. Unii nu pot veni la adunare. Alte surori nu se pot îmbrăca cuvincios. Știu ele cum ar trebui o pocăită, dar nu pot. Alți băieți nu se pot bărberi cum trebuie, iar știi cum e un pocăit la Dobric, dar nu pot. Nu e asta slăbănogire? Știi că trebuie să vizitezi un bolnav, dar nu poți să te duci. Da? Știi că n-ar trebui să bârfești pe nimeni, dar nu poți să taci. Și atunci nu e o slăbănogire în omul din lăuntru, că slăbănogii raționează, gândesc foarte bine, lucid, dar nu pot să facă ceea ce gândesc. Ai acasă un slăbănog în familie? Cunoști pe cineva slăbănog în adunare? În seara asta putem face două lucruri. Ori îl luăm pe Dumnezeu și îl ducem acasă la noi, dar să fim vrednici, cât de cât vrednici, să-l putem primi pe Domnul. Ori îl aducem pe slăbănog la Domnul și Domnul să-i vindece. Amin.
Am citit două versete din Scriptură și m-am oprit la întrebarea fraților, ce să facem? Noi de ani de zile obișnuim că la trecerea dintre ani nu facem în adunare decât de la 6 la 8 un program, două ceasuri, mergem acasă, ne culcăm și a doua zi, pe 1 ianuarie, stăm în poșă rugăciunii toată adunarea. Și tare a fost frumos, balcoane pline, cu cântări, nu ne-am mai fi despărțit, măcar când era foame, așa de frumos era la adunare. Și eu stând acasă, meditam la 2021, anul care a trecut, și încercam eu să socotesc de câte ori am fost la adunare, câte predici am auzit, câte prorocii, la noi mai avem și glas profetic în adunare. Și mă rog ca Domnul să lasă și aici prorocii, proroci veritabili, adevărați, da? Amin. Și mă gândeam la volumul ăsta de informații care ne-l-a trimis Dumnezeu. Într-un an de zile eu am învățat încă multe. Și mă felicitam pe mine singur, așa în mintea mea, măi, eu n-am spus că sunt mai bătrân cu un an. Eu am spus că sunt mai înțelept cu un an. Eu așa socoteam, când am trecut din 2021 în 2022, am spus, uite-ți mai cuminte cu un an, îți mai înțelep cu un an, că doar într-un an. Atâtea predici am auzit, atâtea prorocii, atâtea lucrări și toate le-am acumulat eu. Și nu știu de unde a venit o întrebare. S-a strecurat așa subtil în cugetul meu și m-a întrebat așa, dar ce faci cu ce știi? Ce faci cu ce știi? Anul trecut la dumneavoastră au fost predici mult de aici, Dobric, da? Văd că aveți activitate, evangelizări, conferințe, Doamne ajută la toate! Ați auzit predici bune aici la adunare anul trecut? Și descoperiri de la Duhul Sfânt? Vreau să vă întreb ceva, ce faceți cu ele? Pentru 2022 acum, la predicile de anul trecut și la descoperirile Domnului care le știți, care le cunoașteți, le-ați auzit, ce v-ați propus să faceți cu ele? Și de fapt predica mea, care mă gândesc că nu o să fie foarte lungă, e doar o întrebare. Pe mine întrebarea asta m-a surprins, m-a chiar deranjat într-un fel, dar m-a pus în o meditare mai profundă. Mă, chiar atâtea predici câte am auzit eu și descoperiri și lucrări de la Domnul, ce fac cu ele? Și în mod ostentativ pun întrebarea asta pentru dumneavoastră, ce faceți cu ce știți? O să mai auziți o predică în seara asta, nu știu dacă e bună sau nu e bună, voi dați verdictul. Și cu predica mea din seara asta ce o să faceți? Ce vreți să faceți cu ea? O întrebat odată, au auzit niște frați la Ierusalim, au auzit o predică, bine, predică, nu ca a mea. O rămas străpunși în inima lor și au spus, fraților, ce să facem? Știți ce le-a spus Petru? Care știe? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Vrem să ne pocăim mai bine? Amin. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Să știți dumneavoastră că informația la ora actuală e foarte căutată, e foarte scumpă. Curiozitatea oamenilor e mare. Când Eva a întins mâna, o luat din fructul oprit și o mâncat, că i-a spus diavolul, vei cunoaște binele, vei fi, cunoaște rău, vei fi ca Dumnezeu. Curiozitatea și dorința de cunoaștere nu s-a potolit. De aceea curiozitatea ne caracterizează pe noi, bărbață, și puțin pe femei câteodată. Și acum, informația e foarte scumpă în domeniul militar. Dumnezeu a spus lui Moise, Moise, eu vă scot din Gosen și veți tăbări la Gilgal, dincolo. Eu vă dau un Canaan binecuvântat, în care curge lapte și miere. Le-a promis Dumnezeu și ce promite Dumnezeu împlinește. Amin. Când au ajuns la hotarul de Canaanul, Moise a spus să meargă niște iscoade până acolo,
vedeți cum sunt cetățile, cum sunt drumurile, care sunt punctele slabe, care sunt punctele tari, pentru că o informație în domeniul militar contează. Eu am făcut armată, n-am prins războiul și mulțumesc Domnului și mă rog să nici nu-l prind. Dar cei mai isteți militari erau folosiți ca cercetași. Și în război și în armată, în aplicație. Adică trebuiau să meargă înaintea frontului, în teritoriul inamic și de acolo să transmită informații și secrete. Că e scumpă informația. În domeniul industriei. Eu acum am vorbit recent cu un frate care a inventat un motor care merge pe apă. Și nu-i poveste, este invenția lui și a fost pe la Viena, a încercat să-i fure patentul, a încercat să-l otrăvească, a avut conflicte foarte, foarte mari. Pentru că are un randament, reduce consumul de motorină de la 40 până la 90%. Și are un dispozitiv deja aplicat pe o mașină. Și-i prieten cu mine și mi-a spus, frate, al doilea îl pui pe mașina mea. Dar nu are încă dreptul să facă asta. Și spune, frate dragul, știi cât de bine trebuie să păstrezi secretul? Să fură, domnule, informația. Unii au nevoie de informația asta. Apoi nu mai vorbesc în domeniul medical. Să vin unul cu o pasteluță, spune, asta e împotriva COVID. Numai pasteluța asta și nu mai aveți COVID. Împotriva cancerului, împotriva diabetului, să-ți dea așa o pasteluță și nu mai faci insulină și nu mai ții tratamentul. N-ar fi scump o informație așa? Dar cel mai important domeniu e domeniul spiritual. Că toate astea lante vizează omul de afară care într-o zi oricum îl îngropăm. Nu? Efeseni 5, 29, nimeni nu și-a urât trupul. Fiecare îl hrănește, îl îngrijește cu drag, dar îl ducem în cimitir până la urmă. Dar domeniul spiritual, informația astea, vizează omul din lăuntru și veșnicia. De aceea mă rog Domnul ca să ne dea informațiile astea. Și dacă avem informațiile astea, ce facem cu ele? Iar vă întreb. Mi-a spus cineva, eu n-am citit, că pe pachetul de țigări scrie cam așa, tutunul dăunează grav sănătăți. Eu în viața mea n-am tras niciun fum de țigară, nu mă interesează ce scrie pachetul de țigări. Dar cred că tutunul dăunează grav sănătăți. Și eu am spus, măi, dacă ar citi și fumătorii, oare fumătorii știu asta? Știu, da? Și eu vă zic, și ce dacă știu? Ce dacă știu? Dar mai este o reclamă acolo, spune, alcoolul dăunează grav sănătăți. Oare biețivii știu asta? Știu, nu? Știu. Și ce dacă știu? Acum noi avem din Sfânta Scriptură niște informații care vizează omul din lăuntru și veșnicia. Și în Evrei, capitolul 4, versetul 1, 2 spune, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât stă în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost vestit nu le-a folosit pentru că n-au găsit credință. Informațiile astea și Scriptura la noi găsesc credință în seara asta? Dumnezeu să ne-o dăruiască. Amin. Și la predice care le-ați auzit, și la conferințele care le-ați ținut, și la prorociile prin care Domnul vă sfătuit, să luăm aminte și să ne pocăim mai bine. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Frații mei, viața eu am comparat-o cu o ecuație cu câteva necunoscute. N-am fost bun la matematică. Și probabil de aceea știu cât tare mă chinuia doamna la școală, profesoară de matematică, cu ecuații, o necunoscută, două necunoscute, nouă și nu mai știu, dar știu că aveam un stres când mergeam la matematică. Și voi? Și voi, nu? Știm eu cât de drag la unii matematica. Viața e ca o ecuație cu mai multe necunoscute. Pentru că noi vorbim de cunoaștere. Viața socială e la fel. Eu am învățat la școală, mi-aduc aminte când eram în clasa 8-a, odată făceam curățenie în ocol la oi, că erau multe animale și lucram.
Și acum era primăvară, se găta anul și mama a venit la mine și a spus: măi băiete, tu te-ai gândit în mod serios ce vrei să te faci în viață? La ce liceu vrei să dai? Ce meserie ți-ar place ție? Și acum mi-aduc aminte perfect când i-am spus mamei: mi-ar place școala aceea să fac. Și Dumnezeu m-a ajutat, am făcut liceul acela. Atunci am primit așa o lumină de la Dumnezeu, parcă o necunoscută, am găsit-o, Evrica. Am spus: gata, am găsit asta, știu ce meserie vreau să-mi fac în viață. Și m-am dus, am terminat liceul. A doua necunoscută a fost mai ușoară, unde să lucrez? Păi unde să lucrez? Unde am făcut școală? Am mai avut așa o nebuloasă în capul meu când o trebuie să mă însor. Și tot m-am gândit la noi, la Bosanci, erau multe fete, tăte frumoase, ca și aici, tăte pocăite. Și din astea toate, trebuie să alegi una. Că lui Adam i-a fost ușor să însoare. Că a venit în Eden, în grădină, a venit una. Că dacă venea una blondă și una brunetă, poate să încurca și el. Dar a venit una singură, iată, în sfârșit. Dar în Proverbii 30 spune: multe fete au o purtare aleasă. Și aici e mai greu. Și m-am rugat Domnului și am stat înaintea Domnului și am găsit și necunoscut asta. Sunt însurat de aproape 40 de ani și spun: Domnul mi-a dat rezultatul bun. Aleluia. E, după ce necunoscutele au urmat, acum mai am ceva din necunoscute. Am băieți și fete, n-am niciunul căsătorit. Și mă gândesc, mă, de unde o avea gineri, de unde o avea norori, de la Dobric, de prin America, din sat la mine, nu știu, na. Dar în ecuația asta vieță nu mai am mult. Eu mă apropii de rezultat. Îndată pun egal și am gătit. Dar în problema mântuirii, în problema vieții veșnice, sunt câteva lucruri care trebuie să le aflăm. Și în momentul când aflăm un termen, îl punem în formula vieță și ne-i mai ușor după aceea. Primul lucru care trebuie să-l descoperim în ecuația astea a vieții duhovnicești, că vorbim de două entități, mântuitor și mântuiți. Atât, două categorii. Și mi-am adus aminte că a venit cineva la fratele și i-a spus așa: noi am găsit pe acela care se cheamă Mesia. Aleluia. I-a spus: nu vrei să tu să vii să-l vezi? L-am găsit pe Mesia, căruia îi se zice Hristos. Aleluia. Mă bucur că Domnul mi s-o descopere și mie. Încă din frage de copilărie mi-a făcut necunoscut că El e mântuitorul meu. Aleluia. Eu l-am găsit pe Domnul care mântuiește. L-ați găsit și dumneavoastră? Amin. În momentul când l-am găsit pe Hristos mântuitorul, îl aplicăm în toate problemele vieții și rezultatul o să fie bun. Că de greșești la matematică un exercițiu, mai dai încă un examen și faci media. Dar dacă în problema mântuirii ai greșit la urmă, că Petru spunea 1:9, întâia, vom dobândi ca sfârșit al alergării noastre mântuirea sufletului. După ce trăiești o viață pe pământ, la urmă când tragi semnul egal, rezultatul îți dă mântuit, ești binecuvântat. Iar de nu, ești nenorocit pentru totdeauna. Mântuitorul meu este Domnul Iisus Hristos. Și îmi place să vorbesc de El. Spunea odată un om necărturar și de rând, în Fapte 4:12, că nimeni altul nu este mântuire, că nu este dat sub cer un alt nume în care poți fi mântuit decât numele Domnului nostru Iisus Hristos. Aleluia. Deci când vorbim de Domnul Iisus, El e jertfa noastră de mântuire. Că o întins Ioan Botezătorul mâna și o strigat în Ioan, capitolul 1, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Eu spun aici tuturora și repet de fapt ce a spus Sfinți, care au scris Scriptura: singurul mântuitor este Domnul Iisus Hristos. În niciun alt nume, un prelat, un proroc, un păstor, un rege, un patron, nu știu ce, nu există mântuire nici într-un călugăr, nici într-un pusnic. Singurul nume care i-a dat oamenilor să fie mântuiți în numele Domnului Iisus Hristos. Spunem cu toți, slăviți să fie numele Lui. El ne mântuiește, El ne vindecă,
Că după o minune acolo în Fapte, capitolul 4, versetul 10, s-a ridicat Petru și s-o știe azi tot norodul lui Israel. Omul acesta se prezintă, înfățișează în fața voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos, pe care voi l-ați omorât, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Am atâtea mărturii că Domnul mântuiește. Am atâtea dovezi că Domnul nostru vindecă, fraților. Și spunea în Fapte cât 13, 38, acolo versetul, în El vă vestim iertarea păcatelor. Domnul Iisus mântuiește, Domnul Iisus vindecă și Domnul Iisus iartă. Putem spune, slăvit să fie numele Domnului. Eu am spus, am trăit în familie de credincioși, din părinți credincioși, din bunici credincioși, condamnați la cernăuți. M-am ferit de păcatele mari. N-am curvit niciodată, n-am băut niciodată, n-am fumat niciodată, nu m-am bătut, m-am păzit. Și acum sunt un bătrân, trecut de 60 de ani. Și când îmi plec capul pe pernă, am de fiecare dată motive să-mi cer iertare. Și spun, Doamne, iartă-mă și pentru ziua de azi. Pentru gânduri, pentru vorbe, pentru anumite fapte, anumite gesturi. Dar nu, eu sunt aici să vă spun că Domnul Iisus ne iartă. Amin. În El vă vestim iertarea păcatelor. Aleluia. Și aceia care nu sunt pocăiți și care au un trecut, numai ei știu cum îl au. În seara asta le spun tuturora, cine vine la Domnul Iisus găsește iertarea păcatelor. Aleluia. Și Dumnezeu să ne-o dea. Deci când am vorbit de prima necunoscută din ecuația vieții, am vorbit de Mântuitorul, El e Mântuitor și tot El e și mijlocitor. Că El nu a plecat în cer ca să ne lasă. 1 Timotei 2,5 spune că există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Și eu cred că Domnul, în fața altarului sfânt, de multe ori o mijloci pentru mine. Când trebuiam pedepsit, când trebuiam poate ca smochinul neroditor tăiat, eu îl văd pe Domnul care mijlocește pentru mine și mijlocește și pentru voi. Numele Domnului să fie slăvit. Amin. M-am gândit, după ce am găsit necunoscut asta, termenul ăsta necunoscut, cine e Mântuitorul, eu am încercat să-l aplic în viața mea. Și mulțumesc Domnului că a intrat în viața mea și în familia noastră. Și a rămas o altă necunoscută, un alt termen. Bun, dacă El e Mântuitorul, care e contribuția mea la mântuire? Trebuie să fac și eu ceva? Că vorbim de două entități, Mântuitorul și voi mântuiți, eu Mântuitul. Eu trebuie să fac și eu ceva? Cred că trebuie să fac, nu? Filipeni 2:12. Astfel, frate, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți mântuirea voastră până la capăt. Da? 2 Corinteni 7:1, fiindcă avem astfel de făgăduință să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea noastră până la capăt în frică de Dumnezeu. Deci Domnul a făcut partea care eu nu puteam face. Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine, mi-a auzit strigătele, m-a scos din fundul mocilă, din groapa pe ire, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașa, a pus o laudă în gura mea, o cântare nouă pentru Domnul. Eu nu puteam ieși din fundul mocilă. Și atunci a venit Hristos și m-a scos din fundul mocilă, mi-a pus pașa pe stâncă, mi-a întărit și vorba fratului Coroamă, mi-a cântat cântarea, drum bun, o călător, porniți spre veșnicie. Aleluia. Domnul a făcut partea Lui, dar noi trebuie să ne facem partea noastră. Că mântuirea este un parteneriat între Dumnezeu și noi. Partea grea. El ne-a smuls din veacul ăsta rău, Galateni 1:4, da? Și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale. Partea grea a făcut-o Dumnezeu când l-a dat pe Hristos să moară pentru noi. El e jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Eu nu mă puteam răscumpăra singur, eu nu mă puteam plăti, eram prea dator, prea vândut, prea nepotincios. Și a venit Dumnezeu și a făcut asta prin Iisus Hristos. Acum, a doua necunoscută, e contribuția mea. Ce trebuie să fac eu? Eu trebuie să cred în Dumnezeu. Spune în Geneza 15:6,
Avraam a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost ocotit ca neprihănire. Avraam a crezut pe Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Și eu m-am gândit, cum să umblu eu cu Dumnezeu acum? Chiar m-am gândit, Enoch umbla așa umăr la umăr, ca doi prieteni pe pământ. N-am înțeles cum. Cum adic? Eu vreau să umblu cu Dumnezeu, dar Dumnezeu e în cer, eu sunt la Bosanci, cum pot să umblu eu cu Dumnezeu? Și Ioan spune așa, Evanghelia, capitolul 1. La început era și cuvântul era și cuvântul era. Deci ca să umbli cu Dumnezeu, trebuie să umbli cu cuvântul. Ca să crezi pe Dumnezeu, trebuie să crezi cuvântul. Și Dumnezeu să ne dea credința asta. Există un nivel de credință, credință mântuitoare, pe care trebuie să o avem toți. Este și darul credinței, din 1 Corinteni 12:8. Dar nu ajungem acolo. Nouă ne trebuie o credință care să ne mântuiască. Și Roman, capitolul 10, versetul 17, spune căci credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Doamne, dă-ne credință în seara asta! Și iată dar că încercând să rezolvăm a doua necunoscută din ecuația vieții spirituale, am găsit și parte din contribuția noastră. Apoi mai vine Ioan în capitolul 4, 1 Ioan capitolul 4, versetul 17 și spune așa, cum este El, așa suntem și noi. De cei care vor să ajungă mântuiți în împărăția lui Dumnezeu, de acum trebuie să seamănă cu Domnul. Că în 2 Petru capitolul 1 spune dumnezeiasca, versetul 3 în jos, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Da? Pentru ca să ne facem părtași firii Dumnezeu, spune mai departe, după ce am fugit de stricăciunea care era în lume prin pofte. Când vorbim de contribuția noastră, noi trebuie să avem credință în Dumnezeu și Domnul să ne dea. Amin. Și apoi trebuie să dobândim caracterul lui Dumnezeu. Da? Cum e Dumnezeu? Acceptat. În Matei 4:17, la botez, spune acesta e fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Știți de câte ori m-am gândit eu la versetul ăsta? Hai să vedem. Matei, capitolul 4, versetul 7, 3:17. Și din cer s-a auzit un glas, eu n-am schițe și mai... Am greșit un verset acum. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, acesta ar fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Eu de multe ori m-am gândit, oare Domnul ce spune despre mine? Bine, Dragoș Croitor mă cheamă. Eu sunt Croitor Dragoș, numele de familie Croitor. Croitor Dragoș, acum trebuie să spună Domnul ceva despre mine. Oare ce spune? Despre Domnul Iisus spunea că își găsește toată plăcerea, dar despre voi. Să uite Domnul la voi, cum vă purtați pe acasă, cum vă îmbrăcați, cum aveți grijă de copii, cum sunteți de pocăiți, surori, voi, frați, și să uite, spune, toată plăcerea o găsesc în surorile de la Dobric. Așa-i? Doamne, ajută-ne să fie așa. Nu sunt mai pocăit ca voi, nici eu. Nu sunt mai pocăit ca voi, dar am dorința asta ca Domnul în cercetarea Lui să spună de mine că îi place de mine. Să ne ajute Domnul. În Marcu 12:14 spune că a venit cineva la el și a spus învățătorile, știm că ești un om care vorbește adevărul și nu cauți la fața omului. Întotdeauna vorbim adevărul. Eu recent am predicat într-o adunare din Exod 23:16, o sărbătoare a strângerii roadelor. Și am spus că în fața adunării, aici pe area asta, venim cu snopii noștri. Acum fac o paranteză. Și sunt mai multe roade care trebuie să le aducem. Și în Matei, în capitolul 3, versetul 8, spune roade vrednice de pocăința voastră. Eu mi-am făcut bilanțul ăsta la trecerea dintre ani. Și m-am gândit așa. Eu anul trecut am fost pocăit, 12 luni, din ianuarie până în decembrie, eu am fost pocăit,
am roade vrednice de pocăință. Și vin cu snopul legănat, ca în vechime, că e sărbătoarea strângerii, și o spun: frați din adunare, uitați-vă la mine, asta e pocăința mea de anul trecut. Și parcă mi s-a dus un pic din curaj. Și am spus: mă, dar așa am fost eu de pocăit? Sau vorbim doar ipotetic, da? Vorbim din Galateni 5:22. Roada Duhului. Roada Duhului. Eu anul trecut am fost plin de Duhul Sfânt. Cânt în alte limbi, vorbesc în alte limbi. Duhul Sfânt se manifestă prin mine. Apoi când ajung la roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, credincioșia, înfrânarea poftilor. Știți cât am fost eu de înfrânat anul trecut? 12 luni. Asta e roada Duhului și am adus așa roada Duhului. Dar mi-am adus aminte că n-am fost așa de înfrânat. Și din roada aceea, din carul ăla mare, parcă nu erau toți nopi la rândul lor. Și sărbătoarea era știrbită. Scrie în Efeseni 5:9, roada luminii, să nu orice bunătate în neprihănire și în adevăr. Anul trecut eu am trăit în adevăr, n-am spus o minciună, n-am nedreptățit pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. Un an de zile am rezistat. Și vin cu roada luminii, orice bunătate, neprihănire, adevăr. Vin din Amos cu 6:12, roada dreptății, aduc aici. Vin din Filipeni 1:11, roada neprihănirii, și o aduc așa, să o vadă și Dumnezeu și frață. Vin din Evrei 12:11, roada păcii. Eu nu mi-am permis să trec din 2021 în 2022 în ceartă cu cineva. Nu mi-am permis, că trebuie să am roada păcii. Și cu oricare dau mâna și le salut și în parcare. Și mi-am adus aminte că am niște persoane care le mai evit, le mai ocolesc. Și atunci cum e cu roada păcii? Eu vorbesc doar ipotetic. Nu vă spun chiar cât de pocăită sunt eu, Dumnezeu ne știe pe toți. Dar avem roadele astea? Și vine Evrei 13:15, rodul buzelor. Anul trecut eu n-am avut cuvinte porcoase, nici glume proaste, nici n-am bârfit pe nimeni, nici n-am clevetit pe nimeni, nici n-am avut alte vorbe, nu, nu, nu. Eu când aduc roada buzelor aici, un snop încărcat și îl leg în așa în fața Domnului, sărbătoarea strângerii roadelor. Dar noi nu facem sărbătoarea mulțumirii cu bostani și porumbi, n-am făcut-o niciodată, în altă parte se face, sunt păreri pro și contra, nu intru în asta. Știu numai cu un grup de la Vicu, unde tonul se face, a fost în Ardeal și era sărbătoarea mulțumirii, cu tot felul de roade. Și frate, se uitau așa cam nemulțumiți, dar la urmă conducătorul zice: acum la despărțire poate lua fiecare ce își dorește. Și un vicovian a luat un bostan mare, un bostan, zic eu de ăsta fi scos sâmburii să pun și eu la mine. Și când merge spre casă, s-a stricat mașina. Dar un frate care trăiește, se apropie de 90 de ani, dă din cap și spune: mă, să nu fie din cauza la bostanul acela, mă. Că el avea o rețâdire, că nu trebuie să participe. Acum vorbim de sărbătoarea roadelor duhovnicești. Ne dă voie Scriptura să le aducem aici. Le-ați adus? Avem ce aduce? Domnul să ne ajute, frața. Și ne întoarce acum la unde am rămas din predică, da? Caracterul nostru ca al lui. Cum este el, așa suntem și noi. El spune adevărul, aici a rămas cu predica parcă, înainte de paranteze. El spune adevărul, știm că vorbește întotdeauna adevărul și nu-i chiar ușor. Nu-i chiar ușor și câteodată doare și câteodată te costă și câteodată trebuie să pierzi când spui adevărul. Dar la asta suntem chemați. Și mai spuneau oamenii aceia: și nu cauți la fața omului, adică este imparțial. Eu am primit odată o predică, eu mai primesc predici așa de la Domnul. Și am luat o hârtie și am scris vreo 3 foi, n-am predicat-o niciodată, nu știu de unde era sursa, că eram tare mânios. Și am spus: oare poate când fii mânios să fie o predică de la Domnul? Că scrie în Iacob capitolul 2, frații mei, să nu țineți credința în Domnul Iisus cu căutare la fața omului. Când versetul 9, același capitol 2, spune că cine face așa, săvârșește un păcat.
Oare n-am săvârșit eu păcatul ăsta niciodată ca păstor în adunare să caut la fața omului? Și m-a deranja faptul când văd căutări la fața omului, vorba românului, pentru unul mumă și pentru alții ciumă. În aceeași biserică, cu aceeași rânduiel, se face diferență, depinde de cine are nuntă, depinde de cine are mormântare, depinde de multe. Și am primit așa o predică, n-am predicat-o niciodată, nu știu, e din firea mea că eram tare supărat sau chiar de la Dumnezeu. Dar oamenii ăștia au venit la Domnul și i-au spus, tu nu cauți la fața omului, ești drept, ești imparțial. Și Ioan spune, acum este el, așa suntem și noi. Să ne ajute Domnul, amin. Amin. Și iată că am aflat în ecuația două necunoscute. Mântuitorul Domnul Hristos, iar contribuția noastră trebuie să o aducem ca să fim mântuiți. Înainte de a spune amin, că mă uit și eu la ceas, vreau să vorbesc de câteva lucruri care le știm. Și le știți și dumneavoastră. Că Iob spunea în capitolul 19, versetul 29. Și să știți că este o judecată. Este o judecată, fraților? După ce terminăm viața noastră pe pământ, se pune semnul egal. Dacă rezultatul e mântuit, suntem binecuvântați. Dar în 2 Corinteni 5:10 spune că toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos pentru ca fiecare să primească răsplata pentru binele sau rău pe care îl va fi făcut că trăia în trup. Este o judecată, striga Iov, și să știți că este o judecată. Și în Romani capitolul 2, versetul 2 spune și judecata aceasta e potrivită cu adevărul. Fraților, aici mai măsluiesc rezultate. Aici brațul legii nu-i atinge în mod egal pe toți, dar la Dumnezeu este o judecată dreaptă. Judecata se va face potrivită cu adevărul. Haideți să ne pocăim mai bine. Și în Iuda versetul 5 spune că Dumnezeu la urmă a nimicit pe cei care n-au crezut. Să ne păzească Domnul de asta. Aș mai putea să spun doar de barem, dacă tot vorbim de exerciții fizice, să dă un barem de timp la elev, să uite la ceas și la un moment dat spune, puneți pixul jos. Noi rezolvăm ecuația asta cât trăim. Dar în orice moment trebuie să fim gata. Pentru că venirea Domnului este și cât trăim. Nu de mult am fost la o mormântare la Iaslovăț și am întrebat pe fratele Dorel Grab, păstorul, ce vârstă a avut fratele? A avut 104 ani și 20 de zile. Și a fost un om, un stâlp al bisericii. Că fratele Dorel o calcula și a spus, fratele, de când s-a pocăit, de 70 și ceva de ani, avea obicei să postească de 2 ori pe săptămână, minimum. Și spune Dorel, am luat un pix și mi-a ieșit 7.000, nu știu cât de zile de post, înseamnă că omul ăsta 20 de ani de post are în viața lui. La 103 ani venea cu bicicleta la adunare și copiii ascundeau bicicleta și se temeau. El iar o găsea și iar o venea și eu l-am chemat să vină la noi la o întâlnire cu tineri. Că am avut un frate la 101 ani, fratele Costan de la Știrbăț, a avut o întâlnire cu tinerii noștri. Și fi văzut tinerii, era în stare să-l filmeze cu 2 telefoane. Că moșul avea ce povesti, multe, de pocăință, de război, de toate. Omul ăsta a trăit 104 ani. La penultima mormântare, că la ultimul priveche era un bărbat de 50 de ani, a murit, soția de 46 de ani a rămas vădvă. La penultima mormântare am fost la Plopeni, 2 frați de corp, un băiat de 19 ani și unul de 20 de ani. Ăla de 20 de ani era logodit, luni a fost și a cumpărat costum de mire, toată ziua umbla cu mireasa, a împărțit invitații, când a ajuns la mire acasă, mireasa a stat de vorbă cu părinții lui și el a spus, tu mă duc, mă bărberesc un pic. S-a dus să bărberească, a văzut că nu mai ies din baie, s-a dus părinții și erau morți amândoi acolo. Nu vă spun ce se poate predica, ce se poate gândi. Acum nu știu cât trăiesc eu și cât trăiești tu, dar noi trebuie să fim în fiecare moment gata. Amin. Dumnezeu să ne ajute, amin? Amin.
Și dacă tot am vorbit în termeni matematici, eu am copii și în clasa 8-a, am și între 12-a. În clasa 8-a se dă capacitatea, între 12-a se dă bacalaureatul. Dar înainte de examenul oficial, se fac niște simulări, adică un examen de probă. N-ați vrea să dăm o probă la pocăința noastră până ne verifică Dumnezeu? Și în Isaia, capitolul 50, cu versetul 4, spune: Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să ridic pe cel doborât de întristare. Vreți să faceți o probă în 2022? Aveți limba asta iscusită? Nu să vorbiți pe altul, nu să judecați pe altul, ci să ridicați pe cel doborât de întristare. Știți să faceți lucrul ăsta? Dacă știți, faceți-l. Mai aveam un verset, mă gândeam la Evrei 12 cu 14, că fără pace și sfințenie, să urmărim cu toți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Aseară am fost la o întâlnire, noi de ani de zile avem în zona Bucovinii, o dată pe lună, o întâlnire cu toți slujitorii, diaconi, prezbiteri, păstori, numai întâlnire de rugăciune. Și la întâlnirea asta de rugăciune, aseară am fost pe granița cu Ucraina, în biserica din Bilca. Știți care a fost motivația care o arătau frații? Fraților, să ne rugăm pentru pacea din România. Și eu vă îndemn și pe voi, cei din mai aproape de inima țării, de aici din Dobric, rugați-vă și voi pentru pacea țării. Și rugam aseară pe Dumnezeu să pună îngerii săi la hotar. O mai fost o vreme când Uniunea Sovietică a vrut să ne cucerească, prin 67, când cumnatul meu era militar și dormea în tranșee. Și a fost o prorocie la vicul de sus prin fratele Iliuță Cornea, că era trimis un general sau un colonel de la București în teritoriu ca să testeze starea de spirit a populației. Și omul ăsta a intrat duminică în adunare. Și prin fratele Iliuță Cornea a spus: am pus îngerii mei la hotar și nici o palmă de pământ nu va fi călcată. Când s-a gătat prorocia, cu fratele era bătrân și era surd, și a venit ăla de la București la el și a spus: de unde știi dumitale că nu va fi călcată nicio palmă? De ăla s-a uitat, a spus: ce cu tine, ue? Tu nu ai auzit că o grăi Duhul Sfânt? Ce cu tine? Și ăla a tăcut și a dus raportul. Și Dumnezeu a păzit țara noastră. Doresc ca Domnul să mai păzească încă o dată. De miliardele lui de îngeri să pui la hotarul țării. Și apoi am rugat pe frați să se mai roage pentru pacea din inimă. Pentru pacea din inimă. Că s-ar putea să fie înger la hotar, dar inima să n-aibă pace. Că odată am predicat despre pace, dar nu predic acum. Nu mă spun atunci ce am vrut să predic atunci. Am pus pacea versus conflict. Le-am pus în antiteză, pacea și conflict. Conflict armat, care-i război, sau conflict verbal, care-i ceartă. Am pus în inima ta, ori ai pace, ori ai ceartă și război. Ce avem noi în inimă? Hai facem o simulare repede, că fără pace, nimeni nu o să vadă pe Domnul. Avem pace? Psalmistul spunea, 4:8, eu mă culc și adorm, dar vă rog, nu la adunare, da? Că termin predica. Să ne dea Domnul pace, să ne dormim acasă și să dormim liniștiți. Asta eu o am de la Domnul, recunosc. Am mai pus eu atunci pace versus frică. Că în Ioan, capitolul 20, versetul 19, ucenicii erau cu ușile încuiate de frica și când a intrat Domnul s-a uitat, erau fricoși, știi ce le-a spus? Pace vouă! Aleluia. Nu poate într-o inimă în egală măsură să fie și pace și frică. Cei fricoși n-au pace, cei neliniștiți, și acum există un fel de terorism mediatic. Toate știrile ne îngrozesc, toate informațiile care ne bombardează vor să ne ducă la disperare, la depresie. Dar noi rămânem plini de pace. Dumnezeu e Creatorul. Și spune ca Pavel, fie că trăim, fie că murim, noi a Domnului suntem. Să ne dea Domnul credința asta. Și am mai pus eu pacea versus frământarea din Iov 20:2.
gândurile mele nu mă lasă, mă fac să răspund și frământarea mea nu-mi dă pace. Când ai o inimă plină de frământări, fie că e o frământare de pofte ca în pilde, fie că e o îngrijorare exagerată, când Filipeni 4:6 spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci toate lucrurile aduceți la cunoștința lui Dumnezeu, cu rugăciuni, cu cereri și mulțumiri. Iar în versetul 7 spune: și pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile. Ori ai frământări, ori ai pace. Să ne dea Domnul pace. Amin? Închei predica, poate am vorbit și prea mult, dar am o întrebare, v-am pus un pic mai înainte. Nu știu dacă din predica mea, dar din predica de seară a fratelui Virgil și a lui Boariu l-ați avut pe aici, am auzit. Ați procesat un volum mare de informații. Ați ajuns să știți multe lucruri. Ce vrei să faci cu ce știi? Amin.